Caz incredibil, în Iași, paznicul unei ferme de fazane a fost împușcat mortal. Cel care a apăsat pe trăgaș ar fi chiar șeful lui, însă la mijloc nu ar fi vorba de o răzbunare, ci de un accident nefericit. Omul ar fi încercat să împuște un porc, însă glonțul ar fi ricoșat în trupul bărbatului de 60 de ani. Salvatorii au încercat să-i salveze viața, în zadar însă omul nu a supraviețuit. Bună ziua, de la poliție. De la poliție sunt. Da. Alarma s-a dat în această dimineață, în jurul orei 7. Victima, un bărbat de 60 de ani, începuse ziua de muncă la ferma de fazan din zonă, unde lucra ca paznic. La un moment dat, din senin, spun martorii, a căzut ca secerat după ce un glonț l-a nimerit direct în burtă. Știu că era o firmă crescătorii, fazan ceva. Arma cu care bătrânul a fost împușcat ar fi fost mânuită chiar de șeful lui. Proprietarul fermei ar fi vrut să împuște un porc, însă glonțul ar fi ricoșat în trupul victimei. Acesta a fost dus la sediul poliției pentru a da explicații, iar oamenii legii au stat de vorbă și cu ceilalți angajați de la fermă. Ce s-a întâmplat? Bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul din Iași. Medicii au făcut tot posibilul să-l salveze, însă rana extrem de gravă i-a fost fatală. Pacientul a fost rapid intubat, ventilat mecanic, s-a început reumplerea volemică și controlul hemoragiei. A fost adus în unitatea primire urgență a spitalului Sfântul Spiridon și internat rapid în secția chirurgicală 3 și 4, chirurgie de gardă. A mers direct în sala de operație. Din păcate, hemoragia extrem de importantă a dus la instalarea șocului și a stopului cardiorespirator, care nu a răspuns la manevre de resuscitare. Anchetatorii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și uz de armă fără drept. Polițiștii efectuează verificări într-un caz în care o persoană ar fi împușcat accidental un bărbat. Iar la fața locului, criminaliștii, polițiștii, dar și angajații biroului de arme și muniții au început cercetările.